Trei persoane au murit în Afganistan, inclusiv un moldovean după atacarea de către talibani a unui elicopter moldovean privat, care nu lucra pentru ONU, la bordul căreia se aflau trei moldoveni și 18 afgani, anunțat premierul interimar Gheorghe Brega, după o ședință de urgență a guvernului. Am solicitat ajutorul țărilor prietene prezente în Afganistan. Statele Unite și România a anunțat premierul moldovean, precizând că autoritățile moldovene au solicitat ajutorul Statelor Unite pentru că ei dețin control la eliberarea ostaticilor.